Gabi, am să te rog să-ți alegi pălăria de soare. Mulțumesc! Cu plăcere! Nu de pomană facem acest lucru. Suntem într-un decor senzațional. E vară, este foarte cald, este foarte soare, arde. Într-adevăr. Și noi vorbim astăzi despre cum ne protejăm în timpul verii de razele solare. Cum ne protejăm pielea, tenul, părul, tot ce avem, copii. Sigur că da. Așa este, după cum bine știm, razele soarelui sunt de trei tipuri. Vorbim despre razele ultraviolete de tip A, de tip B și cele de tip C. Care sunt cele mai rele? Cele mai rele sunt cele de tip A, pentru că străbat stratul de ozon, ele acționează asupra pielii. Celulele de la nivelul pielii secretă melanina. Cu cât secreția este mai mare, cu atât ne bronzăm mai tare. Deci, de fapt, acesta este bronzul. Așa. Secreția de melanină din celulele pielii. Ce e rău în povestea asta? Rău este faptul că dacă nu suntem protejați, putem face, pe lângă insolație, tot felul de afecțiuni care se declanșează la nivelul pielii. Ne putem arde, ne putem inflama pielea. Apar petele pigmentare. Apar petele pigmentare. A petelor pigmentare de la soare. Înțeleg că pălăria de soare este un prim element de protecție obligatoriu. Într-adevăr, este foarte important să avem capul acoperit cu o pălărie de soare, aceasta să fie de culoare deschisă. De asemenea, hainele pe care le purtăm pe timpul verii trebuie să fie din bumbac, trebuie să fie deschise la culoare, cât mai vaporoase, astfel încât aerul să circule. Da, corect. Elementul 1, pălăria de soare. Nu uitați niciodată acasă. Elementul 2, atunci când ieșim pe stradă, chiar și numai până în colț la pâine. Așa este. Trebuie neapărat să ne protejăm pielea cu o cremă special destinată acestui scop. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că pe piață sunt mai multe tipuri de creme. Nu toate sunt atât de bune. Și aici alegem? Hai să punctăm. Omul se duce la farmacie. La da? Farmacie, sigur că da. Cu protecție UV. De la farmacie. Care sunt criteriile după care omul trebuie să se uite pe hârtia aia? În primul rând, să apelăm la un dermatocosmetic. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că în compoziția acestor creme există substanțe atent selecționate. Uh-huh. Cremele sunt făcute după rețete foarte bine puse la punct de către medici, de către farmaciști și chimiști. Sunt hipoalergenice, foarte important, nu declanșează alergii la nivelul pielii. Au protecție UVA și UVB și de asemenea sunt rezistente la apă. Și aș vrea să precizăm pentru cine nu știe, produsele dermatocosmetice sunt produsele la limită între cosmetică și dermatologie, da? Exact. Îmbină esteticul cu medicalul. Sunt produsele ideale, indiferent dacă vorbim de creme de protecție, nu știu, creme de corp, creme de față și așa mai departe. Și trebuie menționat și faptul că aceste produse le găsim în farmacii. Și nu numai acest lucru este important, ci și faptul că în farmacii suntem consiliați de anumite persoane, fie ei farmaciști, asistenți de farmacie sau Sigur. Beauty advisor, și în urma discuției care se stabilește între client și farmacist, se stabilește tipul de ten, ceea ce este foarte important, categoric. Și bineînțeles se recomandă o cremă în urma anamnezei pe care noi o avem cu clientul. Mai precis este diagnosticarea aceea despre care eu tot vă vorbesc, indiferent că mergem la medic sau mergem la cabinetul de estetică, iată și la farmacie. Cremele de protecție pentru protecție solară le alegem după o diagnosticare. Este foarte important, nu există doamne la fel. Să nu uitați asta. Așa niciodată. Este. Și culoarea, pigmentul pielii este foarte important. Sigur. Dermatocosmeticele cu protecție solară. Problemele tenului în sine sunt iarăși absolut, foarte importante. Absolut. Trebuie menționat faptul că există formule foarte bune pentru copii. Sunt rezistente la apă, pentru că ei tot se joacă cu apa, mai ales la mare. Sigur. Factorul de protecție trebuie să fie 50 când vorbim despre copii. Asta vreau să întreb. Da. Care e factorul pentru copii și care este factorul ideal pentru mine adult? Pentru un adult, în funcție de nuanța pielii, ne putem alege persoanele care au o piele mai deschisă la culoare. Bineînțeles, 40-50, sigur că da. 40-50 la mine? Cred că da, peste 30 în tot cazul. Peste 30, cu siguranță. Și cei care au pielea mai creolă, mai 10, 15, 20.
Am înțeles. Cam aceștia sunt factorii cei mai utilizați, factorii de protecție. Și iarăși încă un lucru, întotdeauna eu cel puțin când merg și mi-aleg o cremă cu factor de protecție, stau și mă gândesc dacă o iau cu un factor mai mic, trece soarele mai bine și mă și protejez, mă și bronzez. Nu, este o mare greșeală, pentru că și prin crema cu factor mare, totuși razele, da, trec. Sigur că da. Bun. Care este al treilea element important? Hidratarea. Evident. Hidratarea este deosebit de importantă, chiar dacă ne pulverizăm pe suprafața corpului spray-uri cu apă termală, pe care tot așa le găsim în farmacii, sunt tot dermatocosmetice. Sunt minunate. Da, sau dacă ne hidratăm, minimum 2 litri, cei 2 litri de apă pe zi despre care se tot vorbește. Dar să știi că nutriționiștii cel puțin au ajuns la 3 deja, minimum 3 litri. Sunt convinsă pe timpul verii, cred că așa este, 3 litri. Mai categoric, da. Mai important. Apă. Nu altceva. Apă, nu sucuri, nu produse carbogazoase, nu. Apa nu. Este esențială. Este esențială și nici să nu ne imaginăm că dacă bem cafea sau ceaiuri, înseamnă lichide. Dimpotrivă. Nu, pentru că în 20 de minute cafeaua, ceaiul s-a eliminat din organism și n-am făcut nicio Sigur că treabă. Da, iar pe timpul verii, oricum tensiunea arterială este mai crescută, cafeaua nu face decât să o crească și mai mult și chiar nu este indicat. Categoric. Le arătăm telespectatorilor noștri cum am realizat acest interviu. Suntem desculte, suntem pe iarbă pentru că ne luăm energia de aici. Este foarte bine ca atunci când aveți ocazia, chiar și pentru 5 minute, uite cum suntem noi acum, descălțați-vă și stați cu tălpile direct pe pământ, pe iarbă, pentru că în tălpi există, știm cu toții, într-adevăr, senzația este minunată. Se încarcă organismul. Categoric. Ne place, nu? Foarte mult. Mulțumesc. Noi mai stăm puțin aici. Am zis că mai stăm puțin pentru că trăind în capitală, ocaziile astea sunt chiar rarisime. Îți mulțumesc mult, Gabi. Cu multă plăcere. Și pentru această ocazie de a sta desculță în iarbă și pentru interviu. Mulțumesc. Cu multă plăcere.